Iași Bobocii, cu jurământul militar. Jurământ care, în opinia mea, este punctul de referință al unui militar. Este momentul în care, să spunem, este momentul care validează intrarea studentului în marea familie a armatei, fie că vorbim despre Ministerul Apărării Naționale sau despre Ministerul de Interne. Ați văzut că emoția a fost una puternică, nu numai din partea părinților, celor care au venit să-i vadă, dar și din partea tuturor celor prezenți, mai cu seamă din partea comunității academice, pentru că, așa cum spuneam în cuvântul de deschidere, este o mare provocare și importantă pentru noi să-i pregătim, să-i educăm, să-i instruim, astfel încât peste 4 ani să devină ofițeri de nădejde ai Forțelor Navale Române. Provocarea este cu atât mai mare ținând cont de contextul actual geopolitic. Îmi pare să nu sperie niciun război. Să vine în primă. Tot spre cariera aceasta. Da, sigur. Nu îi sperie nimic și cu atât mai mult în Academia Navală vor fi instruiți să nu îi sperie nimic, să fie curajoși. Sunt convins că vor fi, la fel ca și precedentele, să spunem, promoții de aspiranți, vor fi ofițeri tineri de nădejde ai noștri, ai Forțelor Navale Române. O întrebare care nu are legătură? Sunteți marinar de carieră, sunteți comandor. Cum vedeți tot ce se întâmplă acum? Suntem partener NATO. Ați văzut că în toată această perioadă Forțele Navale Române au executat o serie de exerciții mult mai ample și mult mai, să spunem, cu o frecvență mult mai mare față de cele care se executau odinioară în grupări navale NATO și sunt convins că ca partener NATO suntem aici să facem față oricăror provocări. Mulțumim! Ce te-a îndemnat către cariera militară? Am considerat că marea este locul care îmi va șlefui cel mai bine caracterul și consider că acesta este locul potrivit pentru mine. De unde ești de fapt? Din Suceava. Păi și de unde? De la Suceava, dragostea de mare. Am avut ocazia în gimnaziu să particip la anumite excursii unde am reușit să urc pe nave, să văd unde aproape această viață de militar și mi s-a părut foarte frumoasă și mi-am dorit să o duc mai departe. Nu te speri. E o meserie bărbătească, pe de altă parte și foarte periculoasă și toate cele. Ba da, dar sunt și curajoasă că voi reuși și voi merge până la capăt. Numele tău? Zaharia. Și Alexandra. Salutare, Alexandra Ancuza. Aș putea spune unul dintre absolvenții de top. Am terminat ca șef de promoție aici, la Constanța. Și am ales cu mare drag să vin la această academie, deoarece am avut desele oportunități de a vizita laboratoarele, clasele, sălile de sport, terenurile, conversând aici cu colegii mai mari, care acum sunt proaspeți aspiranți. Am avut foarte multe de învățat de la ei și m-au sfătuit să aleg programul în limba engleză. Este nou, este de 2 ani, în Academie doar de 2 ani. Cum te-ai caracterizat tu? Aș spune o persoană perseverentă și disciplinată. Exact ceea ce trebuie pentru un militar? Eu cred că da. De și ce? Un bun lider pe lângă toate acestea. Perfect. De ce viața pe mare? Păi... Nu este doar vorba despre viața pe mare, mai mult de colectiv, pentru că, da, aș alege viața pe mare, dar dacă n-ai un colectiv care să te ajute și cu care să colaborezi, lucrurile nu vor merge cum mi-aș dori. Spuneai că e un program nou cel în engleză, în sensul că toate cursurile sunt în limba engleză sau care e diferența? Da, cursurile se desfășoară în limba engleză, 100% în limba engleză. Și examenele, de asemenea, la fel în limba. Înțeles. Ți se pare o oportunitate în plus? Da, o oportunitate în plus, pentru că vorbim zi de zi doar în limba engleză, este foarte important pe viitor pentru alegerea mea, sper să prin post important în misiuni internaționale, pe fregata Mărășești. Azi ai jurat să te împatri în limba română. Da. Ești pregătit? Da, am mai spus și o spun de fiecare dată, în clasa a noua m-am legat să învăț carte, iar acum m-am legat să folosesc tot ce am învățat și voi învăța pentru țară. Să-mi spui de numești de unde ești. Sunt student cu Jocărașul Claudiu și sunt de aici, din Constanța, dintr-o comună
mai micuță, comuna Tortoman. Spune-ne, ai făcut un an de facultate civilă și iată-te acum la Academia Navală, secția militară. De ce? Mi-am dorit foarte mult să ajung la secția militară, chiar de anul trecut, doar că au fost niște probleme la proba sportivă și n-am reușit și m-am misionat să iau proba anul acesta. Deci ți-ai dorit foarte mult o carieră militară. Da. De unde ești de fel? M-am născut în Tulcea, stau în Constanța acum. Ce te-a îndemnat către această carieră? Ce... Am rude în familie care lucrează în armată și m-au îndemnat către această carieră. Da, nu te-a speriat faptul că ești femeie, ești fată? Da. Chiar nu. Sunt foarte ambițioasă și chiar mă bucur că sunt aici. Și la ce facultate ești acum? La electromecanică simplă. Și ce îți dorești? Care e obiectivul tău? Vreau să ajung cât mai sus posibil. Pe o navă, nu? Bănuiesc pe... Pe navă, pe uscat, oriunde. Forțele navale. Dar să am o carieră militară foarte bună. Numele tău? Rusu Fabiola. Mulțumesc mult. Foarte fericite și eu mi-am dorit în copilărie să fiu un cadru armat. Eu nu am reușit. Am încercat și în maturitate și copilul meu mi-a îndeplinit visul. Sper să aibă numai reușite în viață. E o luptătoare, e o ambițioasă și sigur va reuși. Da, nu vă e teamă că va fi departe de dumneavoastră, că meseria aceasta, cam asta ce? Păi, cred că știe ce înseamnă armată și apoi a plecat cu gândul că își va apăra țara lui și asta este. Oriunde va fi, va fi cu gândul ăla să fie bine. Mulțumim.